Subiect cu Gelu Duminică, sociolog alături de mine în platou. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația la Digi24 și Andreea Ionescu, fondatoarea grupului civic Părinții Cer Schimbare. Vă mulțumesc de asemenea și dumneavoastră. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Pentru început, ați semnalat această problemă care este una extrem de gravă. Din nou, autoritățile, directorii, reprezentanții unităților de învățământ parcă nu sunt pregătiți pentru începutul anului școlar și imaginile dovedesc acest lucru cel mai bine. Ați cerut anumite măsuri din partea decidenților? Cred că această situație nu ține de a cere cineva, o organizație sau societatea civilă. Cred că ține de bun simț, ține de normalitate. Nu mi se pare normal ca părinții să aleagă între siguranța fizică sau sanitară și dreptul la educație. Practic, anumiți părinți care își trimit copiii în aceste condiții aleg acest lucru, să știți. Aleg să trimită copiii să aibă parte de educație în niște condiții total improprii. Vorbim de siguranța sanitară, care și în afara pandemiei, nu vă supărați, în secolul în care știința a ajuns să ne spună cu certitudine modul în care se transmit anumite boli, noi să ignorăm toate aceste date și să continuăm să ținem copiii în niște spații neaerisite, cu WC-uri în curte, fără apă. Cum să ne trimitem copiii în acele toalete? Cum să avem pretenție ca ei să se spele pe mâini și să învățăm aceste lucruri pentru a funcționa, de exemplu, în timpuri de pandemie? Mi se pare atât de inacceptabil și atât de strigător la cer, încât nu știu cum autoritățile noastre mai pot să iasă în public cu capul sus. Vă spun sincer. Pentru că știu că ați demarat foarte multe acțiuni în acest sens, aș dori să ne povestiți puțin și despre experiența pe care ați avut-o. Pentru că și mai grav, mi se pare atitudinea acestor reprezentanți ai unităților de învățământ, pe care îi auzeam puțin mai devreme, că le spuneau colegilor mei, că noi încercăm să punem într-o lumină negativă, când realitatea nici măcar nu mai avea nevoie de cuvinte. Erau acele imagini care arătau un șantier în plină desfășurare, în condițiile în care, în doar câteva săptămâni, acolo ar trebui să învețe elevii. Da, asta am remarcat și eu. Ce să spun, te lasă fără cuvinte. Este clar că, nu suntem conștienți de pericolele la care expunem acești copii și când spun pericole, nu cred că exagerez cu nimic. Și reacționăm doar în momentul în care au loc tragedii. Ne aducem aminte de copilașul care a căzut în groapa din curtea școlii, o hazna neacoperită, nu știu ce gard, nu știu ce tavan, nu știu ce alte lucruri grave s-au mai întâmplat, pentru că, în fapt, nimeni nu poate să dovedească că până și într-o școală reabilitată și condiții destul de bune, avem o calitate a aerului foarte slabă, de exemplu. În ultima vreme se vorbește foarte mult despre acest radon, care ar exista în multe zone și afectează foarte mult sănătatea copiilor. Dar dacă e să vorbim de calitatea aerului și în afara radonului, aceasta este foarte proastă, pentru că avem spații neaerisite, nu avem acele purificatoare de aer, avem, să vă spun, clase care învață în mai multe schimburi, deci într-o clasă, dacă este neaerisită, practic ajung să respire 60-90 de copii același aer, ceea ce mi se pare inadmisibil, nu mai vorbim de WC-urile în curte și... Deci, nu știu, oamenii nu conștientizează, nu vor să recunoască, nu înțeleg care este problema și de ce în anul 2021, în plină pandemie, noi încă vedem aceste imagini și purtăm aceste discuții. Domnule Gelu Duminică, nu este ciudat că în fiecare an avem aceeași discuție, în fiecare an autoritățile promit, data viitoare ne pregătim din timp, acum a fost o problemă, n-am avut cum să facem altfel și din nou se redeschide același subiect. Cum e posibil? În momentul în care punem educația pe locul pe care îl punem în sistemul de dezvoltare, ăsta e rezultatul. Știți, sunt multe aspecte în educație care țin de calitate.
Unul dintre ele este cum arată școala, dar din punctul meu de vedere nu este cel mai important. Cel mai important este ce se întâmplă în școala aia și acolo stăm și mai prost. Acum, e nevoie de o investiție puternică în modernizarea sistemului educațional, clădirilor. Sunt clădiri de pe vremea lui Spiru Haret. În momentul n-au fost vreodată reabilitate. Sunt clădiri care n-au mai văzut o lingură de var de 10 de ani. Pentru simplu motiv că unitățile alea administrativ-teritoriale fie nu au bani, fie sunt dependente de bugetul județean și ăla se alocă pe criterii cu totul și cu totul politice, fie, uite, oamenii nu sunt buni gospodari. Pentru că ceea ce vedem acolo e o chestiune de administrație locală, ce am văzut în imaginile respective. Ce se întâmplă în școală cu elevii e o chestiune de școală. Acolo e cu totul puțin altceva. Și ce tip de educație primesc în momentul în care ajung la școală. Din păcate, sistemul educațional românesc are nevoie de voință politică puternică și de infuzie de capital puternic. Dar fără cele două ingrediente, e cam greu. Acum, experiența mea de 20 de ani în domeniu mi-arată că de multe ori drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Și am văzut, spre exemplu, da, proiecte care aveau bani, aveau voință și care au fost blocate în hățișurile birocratice și contestații și paracontestații și tot felul de chestiuni care au făcut aproape, au distrus ideea aia care a fost la început promovată. Nu, din păcate, sper ca tot ceea ce va fi promovat în viitorul apropiat prin mult trâmbițatul program România Educată, da, sper din tot sufletul să prindă și conturi și să învățăm și din greșelile trecutului. Pentru că ceea ce vedem în imaginile din București e hotel de 5 stele față de ceea ce e în țară. Adică în țară, mai ales în mediul ăla rural dezavantajat, credeți-mă, școlile arată mai degrabă ca în secolul XVIII decât ca în secolul XXI. Și acolo problema este că respectiv copil nici măcar are unde să aleagă. Pentru că aici mai face părintele tot felul de chițibușăraie, își mută domiciliul în altă școală, dacă ca să-și înscrie copilul la altă circumscripție, deci nu fel, da, acolo unde să te duci? Și atunci e destul de complicat. Din păcate, România este o țară care a pus investiția în educație undeva pe ultimele locuri și poate și de asta avem capitalul uman pe care îl avem. Și pentru că tot vorbeați despre ce se întâmplă în țară, vă propun să vedem un material în care vedem că nu doar că nu se preocupă de condițiile din școală, ci chiar au găsit de cuvință că în același spațiu în care elevii învață, pot organiza și alte evenimente pentru a mai primi un ban în plus. Petreceri organizate în curtea unui liceu din Calafat. De 10 ani, carantina școlii a fost concesionată unui administrator din oraș, care organizează de obicei nunți și botezuri. În ultima perioadă însă, acesta a extins zona de distracție și afară, în curtea liceului. O echipă Digi24 a fost astăzi acolo să filmeze. Nici măcar la 3 zile de la petrecerea de sâmbătă nu erau strânse gunoaiele lăsate în urmă. Dacă dumneavoastră pare normal. Am spus că asta este în afara programului școlar. E foarte clar. Chiar dacă este vacanță, să arate așa o curte a unei școli. Elevii nu vin în perioada asta la școală. Asta înseamnă că trebuie să lăsăm zeci. Nu, lăsăm, le strângem. Așa arăta marți la prânz curtea liceului Ștefan Milcu din Calafat. În fața cantinei era montat un cort mare de evenimente. Câteva mese erau aruncate la întâmplare pe aleile de acces, iar lângă un copac o grămadă de sticle goale de băuturi alcoolice. A fost o nuntă sâmbătă aici, iar organizatorii au uitat să mai facă și curățenie. Până și arcada mirilor era încă poziționată lângă cort. La vederea echipei de filmare, doi bărbați au venit repede să strângă, dar s-au răzgândit. Conducerea școlii dă vina pe patronul firmei, care a luat în concesiune cantina din curtea școlii. Noi nu suntem de acord cu petrecerile făcute, dar deocamdată nu avem ce face. Este cantina închiriată de aproape 20 de ani, iar în contract este precizat că pot să organizeze grădină de vară în vecinătatea restaurantului. Dar nu în curtea școlii. Doar că ei înțeleg, se înțelege greșit vecinătate. Vecinătate nu înseamnă 50, 60, 100 de metri. Reprezentanții firmei care organizează petreceri au însă o altă părere. Am concesionat cantina și dreptul de a face activități gen terasă de vară în exterior, în vecinătate. Adică toată curtea acestui liceu? Nu am spus toată curtea. Păi dacă
măsurăm așa de la acea arcadă până la intrarea în școală, nu sunt. Nu exagerați, nu exagerați. Cred că nu e nici 10% din curtea școlii. Știți cât e curtea școlii? Foarte mare. Deja la intrarea în cantina școlii a fost pus un panou mare pe care scrie sală de bal. Vacanță sau nu, aici se organizează săptămânal nunți sau botezuri, spre disperarea unor localnici. Rău. Au muzică infectă, degradată, fac zgomot mult, vin și încep să-și armonizeze orchestra, să facă zgomote, după care încep din nou tare. Pun microfonul și se aude foarte rău. Și în curtea unei școli? Eu am vorbit cu poliția și nu fac nimic. Nu ne deranjează cu nimic. La liceul Ștefan Milcu din Calafat învață 400 de elevi. În mai puțin de 3 săptămâni ei vor fi nevoiți să treacă printre mesele din curtea liceului pentru a ajunge la sălile de clasă. Domnule Gelu Duminică, până nu de mult, curtea școlii era a elevilor și chiar și în weekend, chiar și în vacanță, elevii puteau merge acolo să facă sport, atât de necesar, atât pentru un corp sănătos, cât și pentru o minte sănătoasă, cum spune o celebră zicală. Acum vedem foarte multe curs de școală cu lacătul pus, să nu cumva se intre elevii, sau dacă nu au lacătul, iată că sunt mai potrivite să fie destinate unor astfel de evenimente, nunți, botezuri. Acum nu știu ce se întâmplă, am mai văzut chestiuni de genul ăsta. De obicei, autoritatea locală este cea care deține parte, dar și închiriază sau subînchiriază respectivul spațiu. Acum, marea problemă nu e neapărat că se organizează atunci când nu sunt activități, alte activități, inclusiv nunți, doamne iartă. Ci marea problemă este că banii din acele închirieri nu rămân în școală de cele mai multe ori. Da? Bani pe care poate să-i folosească școala pentru a moderniza, pentru a plăti personal suplimentar, pentru a organiza activități, pentru a îmbunătăți condițiile elevilor. Și ele se duc, banii aia se duc undeva, Dumnezeu știe unde, pe de-o parte. Pe de cealaltă parte, faptul că mesajul este că, din nou, educația e mai puțin, da, spațiul școlii e mai puțin important pentru educație și mai important pentru cu totul și cu totul alte lucruri. Da, povestea este veche, după cum ați auzit-o, da, 20 de ani. Eu mi-aduc aminte când eram copil la mine la Galați, erau foarte multe cantine ale liceelor din Galați care organizau petreceri în interior, inclusiv nunți, și nu vedeam imaginile pe care le-am văzut aici. Cred că aici depinde de modul în care autoritatea publică își face treaba. Pentru că dacă, spre exemplu, organizatorul de evenimente ar fi constrâns, prin puterea legii, să respecte perioadele, timpul și așa mai departe, eu personal nu văd o mare problemă că se organizează petreceri în acea cantină. Doamne iartă-mă, decât să stea degeaba, mai bine să producă niște bani și să producă niște chestiuni. Dar ce rămâne după gunoiul? Aici e problema. Dar știți, hai să nu... să vedem imaginea în ansamblu. Marea problemă aici este faptul că educația este obstrucționată, din punctul meu de vedere, nu neapărat. Da? Pentru că educația, prin astfel de închiriere ale spațiilor pe care le are, școala respectivă poate câștiga bani. Adică eu știu școli în București, spre exemplu, care își închiriau spațiile în timpul liber al elevilor, diverselor firme care făceau cursuri, training-uri, evenimente și așa mai departe, și banii îi foloseau în dezvoltarea copiilor care frecventau acea școală. Din punctul meu de vedere, asta e de dorit. Cu tot o altă situație. Da? Însă, acolo e... Dumnezeu știe ce este. Poate posibil să fie o șmechereală tipic românească, statuată în contract. Și da, noi nu ne mai uităm la șmecherie, ci ne uităm la contract, ne convine. Foarte probabil contractul să fie bine ancorat, pentru că statul e foarte, foarte celebru în a face contracte păduboase pentru el însuși. Așa că nu o să discut despre legalitatea acțiunilor, nu mă pricep, nu cunosc speța, ci pe mine mă interesează dacă parte din resursele respective se vând în școală și dacă da, unde sunt folosiți. Dacă lucrul ăsta se întâmplă și dacă este legal, cine sunt eu să judec? Doamna Andreea Ionescu, aș dori să știu și punctul dumneavoastră de vedere. Cum este pentru un părinte să vadă aceste imagini și să trăiască zilnic această realitate în care educația copiilor în această țară este pusă pe un loc care nu pare deloc printre cele prioritare? Da, de fapt aceasta este problema care deranjează foarte mult.
faptul că pare că educația nu este prioritatea noastră, că acești copii și viitorul lor, iar nu țin de prioritățile noastre. De ce vă spun? Pentru că de la elevi avem tot felul de pretenții, avem un anume cod de conduită, le cerem să se poarte exemplar, pe când școala în diferite momente oferă exact exemplul contrar. Adică oferă exemplul încălcării regulilor, a abaterilor de la normele morale și așa mai departe. Nici eu nu sunt neapărat în măsură să comentez partea legală și cât este de normal. Cum spunea domnul Gelu Duminică, este sesizat un aspect la care nu m-aș fi gândit, da, poate aduce un plus de finanțare școlii respective și poate ar ajuta, însă cred că exemplul acesta pe care îl dăm copiilor este foarte important și este un lucru care se întâmplă în general în școala românească, nu doar în acest caz, să spunem mai special, în care noi ca școală le cerem lor să fie îngerii pe pământ, iar noi le oferim exact exemplul opus, acela că încălcăm tot felul de reguli, că nu suntem consecvenți cu normele morale, etice și așa mai departe. Vă rog. Nu, una dintre provocările pe care sistemul educațional o va avea în viitorul foarte apropiat, odată cu începerea anului școlar, va fi de asigurarea siguranței medicale, sanitare. Și astăzi am auzit, spre exemplu, o știre în conformitate cu care ministerul a spus că, domnule, copiii trebuie să vină cu mască. Extraordinar. Absolut de acord. Însă asta ridică câteva întrebări. 1. Ce facem în cadrele didactice care nu poartă mască? 2. Dar cine asigură măști copiilor care din vari motive nu vor avea măști? Că au uitat-o acasă, care n-au bani, că nu vrea maică-sa și taică să se cumpere să-i dea statul, că sunt și din ăștia, Doamne iartă-mă, suficienți în România. Ce facem cu ei? Păi o să le zicem, nu mai veniți la școală? Da, 2. Da, oferim măști școlii. Bun, aici intervine un diez. Am văzut atât de multe instituții care toacă resursele pentru care în mod normal ar ajunge luni de zile în 3 săptămâni. Adică, să zicem, primește școala X 35.000 de măști, dau un exemplu, care în mod normal ar ajunge 6 luni. Și după lună vine și spune, nu mai am măști. Că a luat și femeia de serviciu, că a luat și directorul, că a luat și știu eu cine. Și au dispărut măștile. Acum, pentru mine întrebarea este, domnule, bun, de acord că toată lumea trebuie să poarte mască. Însă noi n-am avut încă cursuri pentru cadrele didactice pe care cărora să le arătăm ce înseamnă purtarea măștii și de ce trebuie să promoveze, spre exemplu, siguranța sanitară în interiorul școlii. Am fost la N cursuri în care, dar în momentul în care eu purtam mască la curs, da, ca lector, profesorii se uitau la mine strâmb și haideți, domnule Duminică, chiar credeți în virusul ăsta? Și mă gândeam, ce mesaj se duce mai departe? Acum, din nou, dacă cineva crede că în școlile alea din fundul mediului rural cineva poartă mască în condițiile în care el pe stradă, în sat, nici nu poartă niciodată, se înșeală. Și atunci întrebarea este, care este mecanismul prin care noi facem ca norma să funcționeze, nu doar să rămână pe hârtie? Eu cred că foarte multe în sistemul educațional și nu numai în societatea românească au funcționat așa. Norme, dar după care ne-am făcut... Fără metoda de implementare. Fără coerciție, fără monitorizare, fără evaluare, fără analize de impact, fără tot ceea ce urmează. 2. Dar era o vorbă comunistă pe care am auzit-o de la cineva care ne spunea, dacă nu știi, te învățăm, dacă nu vrei, te obligăm, și mai era încă una. Da? E, de foarte multe ori, în anumite chei, în anumite note, în anumite situații, astfel de lucruri trebuie să arată că statul funcționează. Nu știi, te învățăm. Nu vrei, te obligăm cu puterea legii. Pentru că, de fapt, ceea ce se întâmplă în astfel de microsisteme în școală, da, reflectă ceea ce se întâmplă în societatea macro. Iar dacă noi vrem însănătoșire cu adevărat, fizică, socială, sanitară și mai departe, trebuie să începem de undeva. Școala este un lucru extraordinar. Mulți vorbesc despre școală ca marea, cum să spun eu, marele antibiotic la orice. Nu e chiar așa.
Ca să devină un antibiotic, trebuie să cercetezi și să investești acolo. În momentul în care lași școala așa, ea nu o să fie decât media societății, nu o facă decât să reproducă societatea în care trăiește. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații, Gelu Duminică, sociolog. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră, Andreea Ionescu, fondatorul grupului civic Părinții Cer Schimbare.